Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de GTA 5 Mod Showcase. Și da, ați auzit bine, un episod de Mod Showcase, ha? Parcă am zis că se încheie seria. Ei, uite că nu se mai încheie datorită faptului, de fapt știți și voi că Take-Two, publisherul jocului GTA 5, au interzis un program care era esențial pentru a se instala modurile în GTA 5, să zic așa mai simplu. Și după foarte multe review-uri negative pe Steam, efectiv, dacă vă duceți pe Steam la GTA 5, veți vedea care nu are review-uri negative, datorită faptului, da, că ăștia au scos programul respectiv și foarte multă lume iubește modding-ul din GTA. Au băgat la loc programul, i-au lăsat pe băieții care aveau programul respectiv să continue să-l updateze. Pe scurt, modurile merg iarăși instalate în joc și toată lumea este fericită, așa că astăzi vom începe cu un mod ceva mai ciudățel, adică, știi, eu v-am zis că fidget spinnerele astea au luat controlul asupra lumii, adică sunt peste tot, efectiv și în GTA 5. Acum ne plimbăm așa puțin cu mașinuța aceasta, mă uitam de locul perfect unde să ne jucăm cu un spinner din acesta. Probabil titlul episodului se numește Cel mai uriaș fidget spinner și vom ajunge și acolo, stați liniștiți, nu este clickbait. Ok, unde ne mă vreau să mă duc cu mașina? Aș vrea undeva mai pe lângă clădiri sau ceva, știi? Să fie multă lume, distracție. Pentru că vreau să le arăt oamenilor fidget spinnerul meu. Ia uite, ăsta pare un loc destul de bun. Hai să ne oprim aici și vreau să vă arăt prima dată fidget spinnerul meu. Ia uitați. Bă, dar de ce am... Trebuie să-mi dau jos ochelarii. Hei, ați auzit vreodată de fidget spinner? Wow, tipul ăla știe ce urmează să se întâmple. Ia arătam în față. Tipul ăla știe ce urmează să se întâmple. Pentru că fidget spinnerul acesta nu este exact ceea ce credeți voi. Adică are o putere specială, nu numai că se învârte, ci... Bă, de unde știau? Am aruncat doar un fidget spinner! Du-te după ei! Cum ne-a, bă, ești nebun? O grenadă în fidget spinner. Bă, dar nu-i nimeresc. Ești de lău? Bă, vine înapoi! Veniți înapoi să ne jucăm cu fidget spinner-ul! De unde știu că fidget spinner-ul va urma să explodeze. Ok, hai să facem, știți cum sunt videourile pe YouTube? Fidget spinner versus mașină! Ah, damn it, explodează prea greu. Explodează și vezi ceva în episodul ăsta? Bă, îl pun în față, predict? Cred că singurul care o să explodeze sunt eu. Nimic! Ce se tot aude? Vine ambulanța? Puși cu fidget spinnerul! Cum naiba? Să adaugi în GTA 5 un fidget spinner, adică... Serios, sunt oameni care cred că modează absolut orice în jocul acesta. Mai țineți minte când... Oh, cum mi-a dat drumul. Deci că e meme-ul ăla. Drop the mic. Ok, hai că asta putem să o explodăm. Bă, de ce n-a aruncat? A, trebuie să țin click dreapta apăsat, am înțeles. Momentan nu știu cum se joacă GTA 5. Zona mea favorită de a testa fidget spinner-ul este Grove Street. Cu băieții răi. Ia uitați. Toată lumea. O să așa. Să vedem dacă cei din Grove Street au auzit în viața lor de fidget spinner. Salut, băieți! Ați auzit de chestia asta care se învârte? Ia de aici! A trecut cumva prin hartă? De ce n-ai bani a explodat? Wow! Am venit... Uitați-vă și voi... De ce nu explodează? Asta e ciudat. Ia, le dau drumul din mână. Oh, l-am bătut cu fidget spinner-ul! E posibil să fie dureros? Oh. Deci, uitați-vă și voi ce se întâmplă. Eu vin la ei să le arăt o jucărie. Iar ăștia încep să mă omoare. N-am făcut nimic greșit, oameni buni. Uite-l cum se duce. Cred că e glitchuit și cade prin hartă. Cred că asta se întâmplă. Ăla stă în fund efectiv și trage în mine. Ești nebun? Deci fidget spinnerul acesta nu este prea... Nu funcționează prea bine. Aparent cade prin hartă. Bă, ești nebun. Deci eu am venit să le arăt o jucărie și ăștia s-au decis să mă omoare. Adică nu mi se pare prea corect. Nu știu, vouă vi se pare... Nu cred că vi se pare nici vouă. Știți ceva, băieți? Eu v-am lăsat, am plecat cu fidget spinnerul meu gigantic. Uitați-vă la chestia asta. Cred că glumești. Cum, bă? Cum există așa ceva? Ce naiba se întâmplă? Imaginează-ți să vezi în viața reală ceva de genul acesta. I'm out, guys. Bye-bye. M-am încărat de aici cu fidget spinnerul meu uriaș. Băi, mi se pare super funny chestia asta, deci pe bune.
Am văzut că avea hate modul acesta, știi, erau niște băieți acolo pe forum supărați. Că de ce au adăugat ăștia fidget spinner, sau de ce a creat cineva un mod cu fidget spinner în GTA 5? Dar mi se pare fucking funny, adică uite-te și tu! Un fidget spinner în aer care plutește, mă rog, zboară și uite cum se învârt chestiile alea. Chiar pare că e pe bune fidget spinnerul acesta. Și știți ce este și mai amuzant? Să te dai jos din el în timp ce merge și să vezi cum zboară și cade într-o clădire. Trebuie să vedeți? Hai să ne urcăm cât mai sus. Oh, nu, am altă idee mai bună. Ok. Fidget spinner versus balonul acela plutitor. Cine credeți că va câștiga? Credeți că o să bată fidget spinnerul sau credeți că se va strica fidget spinnerul și o să ne bată balonașul ăla? Sau cum aia se numește? Știu că are o denumire specifică, dar nu-mi vine în minte acum. Ok, cred că e atomic sau ăla e un e atemic? Atomic. Vin! Cred că am trecut la un centimetru deasupra aici, nebun. Bune! Ok. Dubla 2. Avem tot timpul din lume la dispoziție, băieți. Și nu uitați să-mi sajem tonul de like dacă v-a fost dor de seria de GTA 5 Mod Showcase și... Băi, sper să-l prindem pe ăsta din urmă, adică pe bune. Luăm de la spate, nu e problemă. No, clar merge mai repede ca el. Trebuie să mă las puțin mai jos. Distruge-l! Oh! Nu știu exact care va câștiga. Bă, bune, nu poți ști nimic? Efectiv, stau cu fidget spinner-ul pe... Oh, cred că o să cadă. Cine a fac elicopterele alea? Stai puțin. Am încercat, băieți, dar aparent nu putem să-l distrugem. Fix unde conduce ăla acolo, la cabină. Este ceva fum? Este fum că e stricat sau care e faza? Problema e că fidget spinner-ul nostru nu este destul de rapid. Serios, nu se întâmplă nimic. Băieți, fac eu ceva greșit? Adică uitați-vă și voi. Efectiv i s-a înduit chestia aia din spate și balonul acesta n-are nimic. Ce culoare vă place? Negru, gri. Mie îmi place alb. Chiar dacă veți spune acum în comentarii că albul nu este o culoare, îmi place cum arată pe alb. Și roșu e mișto. Bă, nu, voiam să-l las pe alb. Hai să lăsăm pe alb așa ca să iasă în evidență și să mai încercăm o dată să zburăm cu el. De data aceasta nu vom... De fapt, știți care era faza? Trebuia să se spargă fidget spinnerul versus balonul acela, dar am eu ca toate astea pe care le spawnez, entitățile sau avioane, elicoptere, fidget spinnere, să fie invincibile. Deci fidget spinnerul nostru nu va crăpa indiferent de ce se întâmplă. Nu, iar alt balon. Dar normal trebuia să se distrugă fidget spinnerul. Vreau să mă duc cât mai sus. Hai să ne ducem într-o zonă cu multe clădiri. Uite fix în spate aici, mai bine. Se vede ce funny arată când cade fidget spinner așa, nu știu. Pentru că e gigantic. Mănâncă ceafa. Hai să ieșim. Pingem puțin în față și... Out! Sări! Hai să tragem puțin parașuta să vedem ce se întâmplă. Uite cât a fidget spinner-ul! Vine să ne omoare! Cine vă se întâmplă? Mai vede? Băi, ești nebun, imaginează-ți în viața reală să cadă un fidget spinner de la așa. Oh my god! Ar găuri o clădire direct. Că se mai învârte. Pe bune? Nu știu, e ciudat. Vă ziceam de modul acela, știți când s-a întâmplat cazul ăla de a explodat câteva telefoane Samsung, nu mai știu exact ce model era, și a făcut cineva în loc de grenadă un telefon Samsung? Așa ceva e și cu fidget spinnerul acesta. I-am rupt spinarea. Ia hai să ne ducem noi sus să vedem ce se întâmplă. Oh my god. Nu cred că mai putem să-l luăm, băieți, aici rămâne. Oare ne lovește? Unde pe se învârte în felul acesta? Era amuzant să mă zboare cu totul. Nu cred că mă urc la loc în el. Nu cred. Pă bune! Saved! Nu cred. Ok, hai să testăm ceva. Ar fi genial, dar nu mi se pare că nu merge. Să tăiem mașinile cu fidget spinner-ul. Merge oarecum. Nu, ați văzut că părțile astea... Nu merge. Capetele, să zic așa, ale fidget spinner-ului. Poți să treci prin ele, nu sunt un obiect, capetele astea nu reprezintă un obiect solid, deci e doar modelul, doar tai copacii cu fidget spinner-ul, ești nebun. Bă, n-ai ce să zici, e dement rău modul acesta.
Ok, hai să mai încercăm o dată să zburăm sus, 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 sus de toți și să-i mai dăm o dată drumul la fidget spinner. Deci avem două moduri. Ăla cu grenada e cam aiurit, pentru că trece prin pământ, dar nu știu de ce. Probabil e glitchuit sau ceva de genul. Dar ăsta cu fidget spinnerul gigantic e oarecum interesant. Vreau să mai văd o dată cum cade, pentru că e amuzant. Du-te, fidget spinnerul. Dar hai să-i dăm drumul mai... Uite mai pe aici unde sunt toate clădirile. Sorry, boss! Hop! Ia, mă! Cum se duce, ești nebun? Eu mi-aș imagina așa în viața reală, să vezi, să te uiți pe cer și să vezi un fidget spinner de la uriaș. Oh my god. Asta vă dați și vă seama că e un fel de elicopter sau... Ok! Oh my god, fix pe mașină a căzut? Mi s-a părut mie sau a căzut fix pe mașină? Care erau șansele? Vin! Oh! Băi, îți dai seama să mergi cu mașina și să cadă un fidget spinner de 4 ori mai mare decât mașina ta sau ceva gen pe tine. Tu unde vrei, mă, să te duci? Ia să-i dăm noi ăștia un fidget spinner minuscul, îl băgăm o mașină pe geam. Hop! Bum! Cade prin hartă! Unde vă grăbiți, bă, nemernicilor? Da, nu prea funcționează, vedeți și voi. Dar poate dacă ținem apăsat și dăm așa? Da, bă, trebuie să ții apăsat și apoi îl arunci când e gata să explodeze. Wow! Fidget spinnerul nostru nu explodează, v-am zis, este invincibil. Ok. Băieți, o să chem noi aici episodul de GTA 5, de GTA. Nu mai știu să vorbesc, de GTA 5. Am zis să... Wow! Am zis să fac așa un episod în care ne prostim puțin cu fidget spinnerele, fie cu fidget spinnerul acesta gigantic sau ăsta micuț de tot. Mi s-a părut de... Ce fac cu pompieri aici? Fidget spinnerul! Wow! Pleznesc pompierii! O luat foc în mașină? Nu mai au luat foc pompierii în mașină. În fine, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!